Oh, bună seara, bună seara, prieteni! A revenit cu un vlog pe canalul Leo Leonardo de la Strehaia. O mai aici pe doamna Cutunița, dar nu știu ce pregătește vreau aici. La 12 noaptea să mănânc. La 12 noaptea și... Ce hai mas vrea și 3 minute. Da. Tata, vorbește tu mai încep, că ce-i peste multe. La 12 jumate, prieteni, facem aici o preparație. Lasă această cutie aici. La noi aici, prieteni, ninge. De fapt, plouă. Da, vin eu. Nu, lasă. Dar lasă-mă pe mine să dau eu două. Lasă-mă, mamă. Vezi că tu n-ai voie să filmezi acolo. Da? Oh! Dă-te cu aia. Ai spart căldarea, uite. O dat în căldare. Ai spart-o? O spart-o. Lasă-mă pe mine. Lasă-l pe domnul bucătar. Taie și mie, cătă, că vezi că nu mă vezi că sunt eu aici pe vlog, ai grijă ce fără zici pe acolo. Fără bucătarul chiar că nu mă descurc, prieteni. Domnul Sandi, când vii în România, să pregătim o rânză cu ciuperci și cu o mămăriguță. Știi unde ne găsești? Știu unde ne găsești, domnul Sandi, vii cu cea... Te primim cu brațele deschise, dacă vrei la noi, domnul Sandi. El a mai fost la noi, Sandi. Da, a mai fost la noi. Neamț și o are pe... Pe doamna lui, e din Giro. Da, domnul Sandi a mai fost la noi, prieteni. Ia cu Tunița. Bucătarul este live pe alte rețele de socializare, în fine, nu contează. Stai să-mi iau și eu tocătorul, acolo că-i spălat. Ăsta nu-i ciorbar. Nu e ciorbar ăsta. El nu mâncă ciorbă. Ce ai pățit la picior? Așa se dă el victima, ai văzut? Uite, ai văzut acum merge. Eu eram prietenă obișnuită la mine aici, în bucătăria mea... A veche. A veche, de vară. Bucătăria mea de vară, dar eu o folosesc și iarna. A. Tot aia e. Da. Avem încălzire în pardoseală aici. Da, apare. Despre Leuții, că eu fac mâncare aici, înăuntru acum. Că norocul că am sobița, că fără sobiță ce m-aș face eu? Sobița aici, forță! Ha! Ia produsele, aceleași produse de pe masă, ia-le. Cheile de la mașină. Am fost prieten la cumpărături să iau varză mai mult. Și mă credeți că n-am... Ai luat și-o și la spinării de porc. Dar nu, taci mă știu. Credeți, prieten, că n-am luat și-o mai mult ce îmi trebuia pe acolo, că mi-era că îmi dă bucătarul peste mâncătoare, că a zis mai mult de 50 de lei să nu cheltui de pe cardul lui, că are banii să ia pentru făișorul. Da, prieten, tăi că mi-o strânge banii pe card. Da, pentru ăla să cumpără, acum peste două zile, trei, ne ducem să cumpărăm lemnele pentru... Cred că mâine sau pe mâine. Mâine, cred că nu știu. Să aducem pentru făișorul să facem acoperișul ăla. Bucătare, am o veste bună pentru tine. Știi câte e de agitat? Auzi, maică-mea, îți dă ea bani să faci făișorul, acoperișul. Nu, se dă, cine îmi dă? Maică-mea. Serios? Schimbă da. Cocoșelul de la găleat. Care? Cocoșelul da. Ăsta ce pe picioraș ăla mic? Da, de curte? Nu, nu, ăla de... Care cocoșelul da. Cu Tunița? Schimb și rața aia, Marița, de la maică ta. Nu, nu am tăiat porc, joi. Joi tăiem. Tăiem cu nașul împreună, tăie și eu la noi aici. Adormim porcul, prieteni, adormim porcul. Nu mai zi... Așa? Aceleași cuvinte. Care cocoșelul cu Tunița? Cocoșelul ăla care l-avem și noi pus deoparte la părinții tăi. Nu ai de gând să ceri și tu un cocoșel de la părinții tăi? Până... Tot de ăsta, de curte. Nu de ăsta, de ăla de aur cere și tu. Mă, nu e de știu să ceri și tu de la ei. Hai că știe ea ce vrea. Da, dar chiar, de ce nu ceri? De ce nu ceri de la bunicu? Păi nu-ți dai bătrâni, zice, tu ce faci, că ești tine, trebuie să facem noi, n-am păi, nevoie să ceri de la ei. Sute de bucăți iau, hai bătrâni. Da, nu trebuie Albătă, să cerem trebuie să aibă. Trebuie să aibă 100%. Trebuie să facem noi, să muncim noi, ca să avem. Ia uite-ți bucătorul lor șoricul de ce de și la spinări. Și la spinări, prieteni, am primit-o de la Nasie, da, că așa e la noi o tradiție. De exemplu, dacă Nasie ne-a adus nouă o șira spinării, noi când, e o datorie. Noi când adormim porcul, trebuie să-i o ducem și noi lui, tot la fel. Deci dacă nu-i duc la asta și la spinării, mă povestește în toată țigănia și mă,
Mă dă cu sare și oțet. O să-l știe toată țigănia dacă nu-i ducă. Știi de ce? Pentru dacă că atunci duce. Te dai de gol, zice, n-ai tăiat porc, nu mi-ai adus datoria. Da. Asta e o datorie. Ce zice nație? N-a tăiat porc ăsta, de-aia n-a adus... E o datorie și raspinării. Și raspinării. Rafin, cum se zice la noi, prieteni. Era de la mamă ta, pe mine, desigur că nu mai o dădeam la porc. Păi de ce? La de ce? De ce? Să-mi iau și eu. Mamă, ce... Sunt un șel de mare. Ești malefică. Malefică? Da. Cum să un șel? Știi că așa e tradiția. Trebuie să o înapoi și înapoi. Trebuie să o dai înapoi. Până aici să opresc. Pentru să pun cărnița aia cu șiracul. Ia de sobiță. De ce am venit o sobiță de asta? Wow. Ca să punem aici, să gătim non-stop, acum iarna, vin sărbătorile... Sărbătorile vin, aici. Sărbătorile... Aici vom face toate blocurile. Cine ai făcut bucățile mai mari, Cătălin? Cum mai mari, mă, cutuniță, mă? Păi cine poate să mănâncă o bucată de mari? Nu știu cine mai bine seara asta pe să... A, și tu vrei să le dai câte o bucățică, da. Mai mică. Păi, că dacă... Doar nu le pune toată și raspinării la unul mai, farfurie. Să mai arăs pe ăsta, pe vlog, că vine Alin peste noi acum, că vede că făcurăm șahai masă. Păi numai, că o plecat. Totuși, chiar dacă venea, puneam lacătul pe poartă, nu-i nimeni acasă, stingeam becurile și aia. Da, țeapă-i tragul nasie, da, la bunatul. N-are la cum șogorul. Să la dă țeapă. La șogorul. Ca și tradiția, n-are cum să dă țeapă. Da, să bine dăm. Pun și asta câte, că acum, dacă tot e, să dulcești acolo. Revenim cu varză. Dană, tocmai ce ai venit acum și noi pregătim și raspinăria aia de la tine. Veni și eu, prieteni. Nu cam ele pe ei. Ea în cap. Ea amuntură, uite. Ai venit după și raspinării. Ia gustă, soră, să vezi. Ai venit după și raspinării. Da. Păi nici n-am mâncat-o, cum zăi așa repede? Dar scuzele că am pus și raspinării la ciorbă. A. Ai venit să iei? Nici n-am mâncat-o, cum zăi? M-am dus și la mama. A venit Ana să ia... Vino care, Usu. M-am dus și la mama. Domnul Bucătăr, m-am dus și la mama. Wow. Și-am zis că nu mai am mamă, nu mai am soacră. Big blan. Soacră mea să-mi spără și ea. Ce de gust. Soacră mea că nu mai... Cum? Cumpărați bază și mama... Are butoaie. Păi și n-am văzut că n-a fă murată ieri. Și de aia n-am venit, că așa vinem și noi. Am văzut că nu l-am mâncare am murat. Dar îi mulțumesc o sorumea că mă ajută cu porcul. Ce-ai făcut? De ce te-ai încercat? Ce-i ce oficială? I-a furat vizerile, bucătarul. Doamne, Cantaboș. Cum? Eu sunt mai mult alea care sunt amică și voi alea în fetele ale mari, nu mai mănânc. Dar mine, de ce n-a venit niciodată? Nici când trăia tata la mine. Dar n-a avut în sine mare. Să vine să mănâncă și ea din porcul meu o bucată de carne. O jumoară, o ceva. Să mănâncă și ea o jumoară. Nu se facă treabă, nu. Nu puneam la treabă. Nu merg eu cu tine. În mașină, auzi că s-a speria și de... Cred că din cauza asta, cred că s-a speria, că am gândit eu. Adică... Te-ai gândit tu, dar tu te voi pe capapa bătrână. M-am gândit că poate să speriască să nu se urmă cu mine mașina. Nu, a avut tensiunea 22 de ani, după ce ai plecat tu. Da? Și a plecat, vă zic că era roșie obraz. Dar s-a dus la Persiguța să-i curăță peștele. A curățat și după aia. Am primit mesajul unde era mama după ce m-a refuzat pe mine, prieten, s-a dus la sora mea de a curăța peștele. Asta cu mânări în apă. A stat am primit mesajul, ți-a arătat unde că n-am telefonul la mine, să vezi ce scrie oamenii unde a fost mama. După ce m-a refuzat pe mine, a plecat la sora. Lăsați-o pe Maria, numai... Mai vrem de la mama să muncească, mă, nu muncea, că trebuia să mănâncă și ea. Și că vrei, ai vrut să mănâncă și ea. Dacă eu am lăsat pe toți acolo râcâiam la... Și ai venit după mine atunci. Da, prima dată am fost... A, nu vă dau, că are bărbat, cum să luați? Cine vă vrea? De ce certați pe Maria? Nu încerc eu. Păi da. Cătă... Vă taie cătă. Ce-i mami asta? De la Oana, da. De unde lua bluza asta? Păi mi-a trimis-o Oana când a pus pachetul cu rație, mi-a pus într-o pungă și două bluze. Să o port sănătoasă, mă. Dar mi-a pus mai multe lucruri. Sosete, multe. Da, un par nu a să merg cu o bluză de asta. Uite ce material fain. Foarte frumos. Oana, îți mulțumesc din suflet pentru bluză și îmi cer mii de scuze că n-am făcut niciun vlog până acum, că tot am avut treabă și nu am vrut să o murdăresc. Am pus-o în mobilă și uite, cu ocazia asta am vrut să mă îmbrac în ea ca să ți arăt că stă foarte bine Oana pe mine. Îți mulțumesc. Mamă, cum faină o bruza. Îți place, Dană? Da, de mie. Da, Santi, da, poți să te liniștiri, că tu știi unde să vii. Da. Dacă vii de sărbători, după mai sărbători, tu vrei... Aici am opărit tot să răspăl cu mâna pe rece și după eu pun la fiert.
cu înceapă, cu tot. Și cum facem noi, azi de gras. Ia uitați, prietenii, ce-o? Adăugăm carnea la opărit? Nu mai gata, am opărit-o, am spălat-o, acum mă punem aici. O adăugăm la ciorbă. Nu e voie să o opărești de multe ori carnea proaspătă odată? Păi ce se întâmplă? Să duce gustul. Și că patroana nu lăsa să opărești carnea, că a făcut scandale eu. Când a opărit iedul. Și ala mai mâncat din mâncare, că ziceam, dau gustul afară. Las, patroana, și-o face ea. Nu știu nici cum. Dar uite, acum nu mai prind. Eu n-am prins. S-a dus cunoașul meu. Ieri când s-a dus. Da, a prins. Se poate bine, vezi? Așa se seamănă bine în mâncare. Da, da, prins. Pentru că ea și nu e pentru că ea lume. Ea țigare, de fapt. Uite culoare și din ea. Păi da, pe bluza nouă. Păi da, de ce te îmbraci când faci mâncare? Și nu l-ai în șorțul de afară. Bluza de la cine ai spus că ai luat-o? De la, că ai primit-o, de fapt. La doamna? Doamna... Oana. Doamna Oana, îți mulțumesc, Oana. Mulțumim, sărmână. Și mulțumim, Oana, îți mulțumim și pentru rație că ne-ai trimis 3 rațe și un și un rățoi. Și un cocoș. A, da. Și un cocoș. Și un cocoș. Îți mulțumim și vă rămânem datori o rânză pentru dumneavoastră. Când o fi uscat atunci în apropiere de sărbători. Ia uitați pe bucătar. E fericit. Vrea să-și pună acoperișul la foișor bucătarul. Am să dau ăsta era pentru Dana, nu era pentru tine. Nu, nu, e un orecă și așa, de la mămica ta. Păi și ce, dacă e de la mama mea, n-am voie sau ce? Trebuia să las să mănânc și eu de la mama ta. Orez cu mămăligă și cu asta carne de rață. Dar ce are ea? Are ceva personal cu bunica. Eu pe maica ta eu o pun în capul mesii. Tu pe a mea o pui afară la poartă. Să fie rușine cu dânită. Na. Na! Așa e! Îl luași pe, o iei peste mâncătoare acum. Bă, vezi că cumva s-au umflat mușchii cu dânițo. Trebuie desumflați. Bă, dar de ce nu ți-a dus și ție, să-ți dă și ție bani, să-ți dă și ție da, mai multe lucruri? Ție, ma... Dar ți-a dat numai un rățoi, mă, cătă. Las. Nu știu ce are cu maică, de ce nu dă maică și am bani? Are ceva personal cu ea. Eu am bani, de ce sunt de ea? De ce nu-ți dă maică ta? Na! N-a râs, n-a hai că glumim acum, că ne credem. Păi de ce glumim? Lasă că spunem adevărul, ce că glumim acum, de la Anton? Ce am eu cu mamă ta, domnule? Ai ce ai, de-aia nici nu o primește în curte. Păi când a venit aseară a venit, cine n-a să primești? Spun adevărul la lume, să știe că ești rea. Sunt rea cu ea. Așa sunt urorile cu soate. Da. Da. Uite, în seara asta ți iasă orezul pe nas. Ho, că nu te încerta cu mine pentru mai. Da, Andreea, mulțumim. Îi pui parte, acum ți-ai găsit. Unde mă tocotorul de aici, mă leu? Uite la el. Grasul mi-a luat tocotorul, mă uit după tăpătăl. Grasul. Nu se vinde la kilogramul rânză, la bucată, 400 de lei bucată. Dar cum pui varza aia? Nu crești. Cum să punem la vadă? Noi de-a mea așteptăm să-l mâncăm. Ce să punem la vadă? Turmațul. Mie mi este rău mai rău când stau. Ce este rău mai rău când stai? Mi este rău mai când stau, știi? Ce este rău mai rău când stai? Asta n-am mai auzit. Da, așa stai la noi, că trebuie să facem cărline rânzele. Pentru cei care nu știu despre ce este vorba rânză... Mamă, ce afli? Intrați pe canalul de YouTube
Leo Leonardo, bucătarul Leo de la Strehaia, Tuturuța și bucătarul. Rânza este un muș, prieten, de porc care se introduce într-un maț de vită sau de porc, nu știu, mai cum știu mai multe. Se pune la fumătoare. Da, am primit bruza. O lună, nu știu, am o lună, două. Am primit mai multe. El știe, lucruri, o fumătoare. Parfum, sosetuțe, dreșuri. Sosetuțe? Și așa se formează rânza, dintr-un mușchi afumat. Da. Mușchi țigănesc, așa se numește. Cătă bine că nu m-am dus să-mi pun în ghile acum. Că și așa trebuie să fac rânzele. Să fac rânzele. Și după ce le o terminăm cu rânzele, mă duc să fac manicura. Fugi lume, lasă că luăm. Ce să luăm? Că luăm spuma de pe oală. Noi o lăsăm așa, pentru că acolo e gustul. Fugi lume. O luăm, o iau pe urmă. Spuma. Te vedeți la afumătoare. Prieteni, vă mulțumim că ați vizionat acest vlog. O să închidem acest vlog pentru că e prea târziu. Am... Da, ce părere ai, mami? Da, prieteni, așa e. Cum zice Leuțu, vrea să închide și el acest vlog. Aoleu. Pentru că este prea târziu, prea târziu să-l postează și el. Zaibăru! Zaibăru! Pe ce canal ești? Nu mai zic, sunt la mine pe YouTube, la prietenii mei, eu le mulțumesc din suflet pentru că mă urmăresc în fiecare zi și sunt alături de noi. Le mulțumesc pentru mesajele frumoase de subținere. Ne scrie foarte multe mesaje frumoase, de încurajare. Eu le mulțumesc din suflet. La revedere, vă pupăm. La revedere, multă sănătate să aveți, vă pupăm, prieteni.